și vă uitați către mine și eu să stau așa și vă uitați către mine. Care sunt perspectivele pentru Europa Centrală, deci pentru România, din punct de vedere bancar, în 2013? Cred că sunt încă multe lucruri neclare. Cred că rămâne un an dificil în continuare pentru sistemele bancare. În România așteptarea este încă în 2013 să trecem de vârf când e vorba de credite neperformante și atunci cred că după 2013 putem să ne așteptăm la o îmbunătățire în acest punct de vedere. Evident, întrebarea este dacă vom vedea creștere când e vorba de activitate de creditare și aici este, cred că e încă un semn de întrebare. Depinde și foarte mult despre situația economică în general și situația în Europa. Atunci, cred că nu putem să spunem cu toată convingere că va fi un an bun sau criză, am trecut de criză. Va fi vârful neperformantelor în 2013? Asta este așteptarea pentru 2013, da. Cred că dacă nu uităm pe cifre, vedem încă o dinamică de creștere, dar cred că putem să ne așteptăm la 2013 să trecem de vârf. Putem vorbi despre o continuare a dezintermedierii financiare în România în anul 2013? Nu cred că dacă ne uităm la creștere de activitate, dar în principiu trebuie să ne asigurăm că avem o situație sănătoasă. Nu? Ce a fost ce problema care avem și pe plan mondial, nivelul de datorie e prea mare. Atunci statele, întreprinderile, băncile și persoane fizice sunt prea îndatorați și asta trebuie reglat. Și asta va dura un pic, atunci nu cred că o să vedem o diminuare de expunere din sistemul bancar. Cred că în continuare va avea o creștere, dar nu mă aștept la o creștere mare din punctul de vedere de active totale în sistemul bancar. Am văzut o cerere foarte mare pentru titlurile de stat românești. Cum comentați această cerere și dacă mai e loc de creștere? Cred că e un lucru temporar. E bine că interesul pentru România a crescut. Cred că investitorii din străinătate se așteaptă acum la perioada de stabilitate sau mai bine spus o perioadă de, cum se spune, instabilitate, poate sperăm să se termine. Cred că și asta a arătat un apetit mare pentru titlurile de stat și e un lucru bun, dar să vedem dacă este sustenabil, fiindcă nu avem nevoie de sumă foarte mare ca să mișcăm o piață relativ mică, cum e piața din România. Important este să asistăm la început unui trend și nu doar un foc de pai. Mai există presiune pe creditele în valută și în acest context aș vrea să vă întreb dacă vă temeți de o eventuală înrăutățire a portofoliului de credite în valută pe de-o parte și cum comentați întărirea leului pe de altă parte? Da, cred că întărirea leului ajută pe cei care au credit în valută. Nu, cred că cu credit în valută, cred că cam problemele sunt cam cunoscute și nu mă aștept la o înrăutățire. Cred că e doar un portfoliu care trebuie digerat, care trebuie, să spunem, ajustat, reeșalonat, dar cred că problemele sunt cunoscute și fiindcă nu s-au mai dat multe credite în valută sau doar în anumite condiții, nu mă aștept la, din acest punct de vedere, o problemă. În acest timp avem și acum reglementările la Banca Națională care vor limita și mai mult credite în valută, dar asta oricum nu cred că putem să ne așteptăm la un impact foarte mare. În privința costului creditelor în lei, ne putem aștepta la o scădere la un nivel rezonabil al prețului creditelor în lei, pentru că vedem cele în valută sunt atractive tocmai prin prisma dobânzii. Da, dar sunt dobânzile, nu știu dacă este loc pentru aici pentru o ieftinire, să spunem. Depinde și de inflație, depinde de ce se întâmplă pe piața, lichiditate și oricum nu putem să ne așteptăm la mișcări foarte bruște. Acum vedem că e probabil dobânda care
ar putea să ducă un pic în jos, dar nu știu dacă asta se transferă imediat în și un credit mai ieftin. Un credit mai ieftin, mai și un alt cost, nu trebuie să ne uităm doar la dobândă, dar și costul în sine de a recuperare de credit, de exemplu, în România s-a dovedit, este foarte mare și că asta este un cost care trebuie luat în calcul. Atunci, da, credit este scump în România, dar trebuie să analizăm și să vedem ce putem să facem să ieftinim credit în România. Și ce a învățat, să spunem, sistemul bancar este că e foarte greu să recuperezi un credit, e foarte costisitor și asta este un cost care, într-un fel, se regăsește în costul creditului. Sunt perspective să fie un an al creșterii creditării pe corporate, pe segmentul de retail, dacă întâi pe corporate, la cât timp ar urma retail-ul? Da, cred că corporate mă aștept mai mult la o creștere, fiindcă corporații de obicei au o privire pe termen lung. Investesc acum pentru o investiție care într-un an, doi va avea un anumit randament, atunci au o perioadă mai lungă și ei văd că potențial pentru România este într-un fel neschimbat, același potențial există și e mai mult ceva de timing. Pentru persoane fizice, cred că depinde foarte mult despre sentiment, despre încrederea consumatorului. Și asta e un lucru care se poate schimba foarte repede, cum am văzut și în trecut, dar într-o perioadă în care toată lumea încă crede că prețul apartamentelor va scăda și dacă, în perioada în care încă există incertitudine dacă taxele vor fi mărite, da sau nu, sau dacă vor fi reduceri de personal, da sau nu, e greu de imaginat că putem să naște, asistăm la o creștere mare când e vorba de credite pentru persoane fizice. Vreau să vă întreb și despre restructurarea sistemului bancar cu două componente. Dacă sunt prea multe bănci în România, din punctul nostru de vedere, în acest moment și ce se întâmplă cu angajații din sectorul bancar, având în vedere că s-a dimensionat sau s-a redimensionat foarte puțin în ultima perioadă. Da. Cred că sunt într-adevăr prea multe bănci în România, părerea mea. Dacă ne uităm la piețe mai mature, să spunem, vedem 3, 4, maxim 5 bănci mari de retail sau universale, mai bine spus. În România avem chiar încă un număr de bănci mult mai mare care au încă ambiția să fie o bancă universală. Atunci numărul e prea mare și trebuie să ajungem aici la un nivel de consolidare, trebuie să consolidăm și să avem mai puține bănci care sunt mai eficiente. Atunci, asta e un proces care va avea loc. Asta e un proces care este condus de piața, ne? Acum, când vorbim despre reducere de costuri, atunci e clar, nu toată lumea poate să ajungă la să spunem, o cotă de piață de cel puțin 10% ca să ai anumită eficiență, ca să conduci un business de retail, de exemplu. Pentru angajați, da, asta e un proces care are loc de câțiva ani deja, în care numărul de angajați în sistemul bancar se reduce. Cred că sunt oameni care sunt bine pregătiți și care poate să lucrează și în alte domenii și atunci, asta este un proces care este inevitabil, care trebuie să aibă loc și sper să nu creează probleme. Dar e un simplu, un proces care este inevitabil, nu? Cum ai același lucru cu îndatorie, că când ai îndatorat prea mult, trebuie să faci un pas înapoi și aici același lucru în sistemul bancar. S-a angajat s-au extins rețelele, au fost extinse cu ideea de creștere. Dacă creștere nu mai are loc, trebuie să fii dispus să faci un pas înapoi. Vreau să vă întreb, în calitate de președinte al Consiliului Investitorilor Străini, care este mesajul dumneavoastră pentru noul guvern și ce ar trebui să facă?
Cred că e foarte important că noul guvern să folosească majoritatea pe care are și atunci să gândească bine la o strategie clară și să implementeze asta pas cu pas și să creează anumite elemente de predictibilitate în ce face guvernul. Guvernul trebuie să câștige încredere de ce face într-adevăr ce spun. Asta este o perioadă care ia puțin timp, atunci cred că guvernul trebuie să se grăbească, dar încet, într-un fel. Important este să fie clarificat și situația cu fondul monetar. Până acum am văzut mai mult idei despre cum cheltuim bani și mai puțin am înțeles cum strângem bani și cred că asta este un element care trebuie rezolvat relativ repede. Cred că dacă nu știm, dacă guvernul nu vine cu un plan foarte clar despre cum finanțăm bugetul, rămâne totuși semn mare de întrebare. Este loc pentru majorare de taxe sau disciplina financiară trebuie să fie implementată în cele din urmă? Părerea mea este că trebuie să întâi să colectăm mult mai bine. Dacă colectăm, întâi trebuie să ne asigurăm că colectăm și apoi, abia apoi putem să cred că să cerem sau cetățenii sau contribuitorii sau companiile să contribuie cu mai mult. Și cred că este și foarte important să arătăm că există o disciplină. Cred că nimeni nu are probleme să plătească ceva dacă știi pentru banii asta primești ceva. Dar dacă plătești sau dacă e un credit pentru a plăti salariile de la angajații în sectorul public astăzi, fără să aibă asta un impact pozitiv pe termen mediu și pe termen lung, asta e problema. Și mai am o singură întrebare. Guvernatorul spunea după prima ședință de politică monetară să ne așteptăm la o politică monetară normală în acest an și la o politică fiscală normală în acest an. Ce înseamnă pentru noastră ca banchier acest lucru? Normal ar fi să fie previzibil, atunci fără surprize în stânga, dreapta, sus sau jos. Normal ar fi dacă orice schimbare să aibă loc o perioadă de consultare cu cei care sunt implicați și normal ar fi când e vorba de implementăm, să nu implementăm peste noapte, dar să avem o perioadă de implementa și normal ar fi să ne asigurăm că când să avem o politică sau o lege să fie aplicată tuturor și cred că asta înseamnă normal pentru mine. Vă mulțumesc mult. Dacă mai aveți ceva de adăugat pentru anul 2013? Cred că e un an cu multe elemente necunoscute. Atunci cred că trebuie să ne gândim foarte bine acest punctul nostru tare în România și să exploatăm asta la maxim și nu așteptăm să de vești bun din străinătate, să facem ordine la noi în casă și cred că este mare interes pentru România, dar nu e destul să avem, să spunem, un potențial ca să fie evaluat sau să, cum se spune, să fie scos la suprafața potențialului. Atunci pentru asta înseamnă și munca. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și ne mai vedem! Sigur!